invit și pe dumneavoastră și pe toți argeșenii să vină la Mioveni, începând în special cu orele 13 și vor vedea ceva inedit și frumos. Pot să vă spun că una din surprize sunt copiii românilor din Cernăuți, care vor susține programul artistic la depunerea de culoare de flori și seara la Casa de Cultură. Acum, noi am marcat tot anul și pe fiecare lună, mai mult sau mai puțin cunoscute sau necunoscute, am avut activități pentru marcarea centenarului și cinstirea eroilor noștri. Indiferent că a fost o lansare de carte, că a fost cu elevi, că a fost, știu eu, cu diferite asociații, dar pe fiecare lună, chiar la Mioveni, s-a marcat centenarul. Și doi, cred că nu trebuie să așteptăm să fie suta de ani, cred că putem să-l marcăm și la anul. Eu cred că cinstirea eroilor neamului nostru și datorită lor suntem astăzi aici, cred că fiecare dintre noi, în special cei care suntem în administrația publică, cred că trebuie să nu uităm niciodată și că trebuie să avem în programul nostru administrativ, cultural, edilitar, aceste momente. Cel puțin pentru generația care urmează. Sper că nu intrăm în aspectul în care să promovăm numai ideile Europei și tradițiile și obiceiurile și istoria noastră, care datorită lor suntem aici, să uităm. Eu cred că nu vom face gaba asta. Este o părere personală. Cred că la Mioveni se va marca mai mult sau altfel decât în alte zone. În primul rând este de apreciat cele 7-8 țări care au trimis delegațiile și vin primarii în persoană și din Ies și din Vest de a fi alături de comunitatea din Mioveni, de locuitorii din Mioveni, de români, la marcarea celui mai important moment al națiunii române 1 decembrie. Eu zic că spune ceva când din țările împrățite, din orașele împrățite cu noi, aceste delegații vor fi la Mioveni și vor depune și coroane de flori să cinstească împreună cu noi memoria eroilor căzuți în primul război mondial. Eu zic că este un semn de întrebare pentru mulți și în special pentru cei din administrația publică și este un gest omenesc și de solidaritate de a fi împreți.